Vreau să vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației de astăzi, de a fi și dumneavoastră alături de mine, în singurul scop pe care îl am. Păstrarea identității Universității Estime Burgul din Reșița, da? Deoarece avem nevoie pentru această școală. Se spune, comunitatea care nu are școală, n-are cultură, n-are educație, n-are viitor. Aș vrea să, un alt aspect este acela că aș vrea să răspund unor comunicate primite de dumneavoastră de la anumiți reprezentanți ai conducerii universității, iar unele comunicate, după cum se scrie în mass media, nici nu sunt semnate de reprezentanții comunității. Sigur că nu m-aș aștepta la unele moduri de exprimare de la membrii ai conducerii care au pretenții că au o ținută academică. Spre exemplu, pensionarul Vela să-și țină gură. Nu mi se pare corect, da? Pentru că nu sunt orice personal. Vreau să vă spun că mă mândresc că sunt pensionat, deoarece am ieșit la pensie cu cinste și respect din partea majorității locuitorilor Reșiței și a județului, chiar și în țară. După două mandate de rector, la fel respectat și cinstit de majoritate. Dacă nu eram respectat, nu eram apreciat și la nivel național. În 12 iunie, din peste 150 de membri ai Academiei de Științe Tehnice din România, am avut un singur vot contra. O satisfacție deosebită. Reșița mi-a dat cetățean de onoare cu ani în urmă. Președintele României, de 1 decembrie 2004, mi-a acordat ordinul meritul pentru educație sau pentru învățământ în grad de mare ofițer. Și îmi spune să-mi țin gura actuala conducere care își termină cele două mandate cu anumite calificative. De exemplu, mi s-a spus că la cantină era afișat meniul zilei. Unde să menționăm? Meniul rectorului înghite și tace. Deci afișat la cantină. O altă expresie care m-a deranjat, puțin așa, dar plec de la ideea și ceea ce m-a liniștit, că dacă nu ai dușmani, n-ai valoare. Și sigur că m-am liniștit. Spre exemplu, expresia ne socotește în cel mai brutal voința comunității academice. Deci, tradus mai așa pe neînțelese, sunt o brută. Se știe, de fapt, cine face parte din comunitatea academică? Legea Educației, numărul 1 din 2011, specifică clar cine face parte
din ținuta academică. Aș ruga-o pe doamna rector să nu uite că a făcut parte din echipa managerială pe care am condus-o timp de două mandate. Să nu uite că există vorba. Cine uită trecutul, nu are viitor. Și-aș dori să amintesc un singur aspect. Cum a fost votată de comunitatea academică a UIMR atunci când a fost promovată profesor universitar? În prima ședință nu a votat-o, deoarece nu a avut voturile membrilor comunității academice din Senat. Deși Senatul i-a aprobat dosarul. Să nu uite că toate funcțiile prin care a trecut, deciziile au fost sub semnătura mea. Astăzi, un pensionar, aceasta este nuanța că dânsa îi prestuiește pe pensionar, de unul căruia îi recomandă să-și țină gura. Este un compliment sau un șantaj? Un alt aspect care aș vrea să-l prezint, tot din ceea ce scrie mass media, referitor la domnul rector Pirnea. Mă bucur că de această dată începe să fie mai realist. Precizează că deocamdată nu se semnează fuziunea până ce nu se prezintă de către corpul de control raportul pe care îl întocmește după o vizită de aproape două săptămâni. Și dânsul spune după ce își termină corpul de control verificarea, va trimite o echipă care să facă o analiză a UMR și va fi necesară o restructurare. Va fi necesară ca un stat eftim de Murgu să fie eficiente. După care va semna fuziunea. Tot dânsul am găsit într-un articol că deja face prima propunere pentru viitorul Reșiței. Eu am numit-o, așa am înțeles eu, că Universitatea Eftime Murgu din Reșița va deveni o tabără pentru imigranții din Siria, Iran, Pakistan, Afganistan, care să învețe limba română. Deci ne duce la nivel de clasa întâi. Acolo învață copiii limba română. Sigur că domnul ministru a spus, tot în mass media, cred că atunci la fost la Timișoara, că nu este pentru o fuziune, dar trebuie să se facă o analiză clară și sigur se vor lua deciziile corespunzătoare spre binele învățământului reșințean. De când această comisie a Corpului de Control este la Universitatea Eftime Murgu din Reșița, eu am vizitat-o de 3 ori, timp de peste 4 ore. În
în aceste discuții, m-am referit la aspectele de a explica, deci printr-o notă explicativă, problemele care au fost cerute la domnul ministru al Educației. O primă problemă care am ridicat-o a fost falimentarea universității, unde domnul profesor a spus că este clar. Cu falimentarea este clar. Dar am dorit să prezint și eu, să spun și eu părerea mea privind cauzele falimentării. Și în acest caz am menționat management financiar defectuos, cu gradații de merit când universitatea este falimentară, indemnizații de conducere când universitatea este falimentară, cu personal administrativ nejustificat. Nejustificarea bugetului, cum a fost folosit. Un alt aspect a fost cel, deci am uitat să spun, și funcții. La 1500 de studenți, 3 prorectori, 3 prorectori, da? 3 decani, secretare, 3 directori de departamente și alți de funcții în universitate. O activitate care nu s-au, măsuri luate care nu au dus la creșterea prestigiului universității, ci din contră. S-a desfințat la Herculane pavilionul 5, învățământ la distanță, și a fost dus la Orșova. Ori pentru turism, pentru a pregăti specialiști, pentru a relansa activitatea turistică pe Valea Cernei și pe Crisura Dunării, orașul Herculane are alte imagini. Și eu am găsit înțelegere pentru să fac acolo. În același timp, a refuzat să semneze contractul cu rectorul Nanterre Paris 10 din Franța, să dăm diplomă dublă la acești absolvenți din economia turismului, ECTS, și din marketing. De ce? Mă abțin astăzi să dau răspuns. Poate mi-l dă dânsa. Desfințarea ingineriei prelucrării lemnului la Caransebeș, în condițiile în care această specializare a fost înființată pentru a crea specialiști, de a valorifica resursele privind masa lemnoasă din Caransebeș, având în vedere că la Caransebeș este singurul liceu cu această specializare. Având în vedere că suntem al doilea județ din țară privind suprafața de pădure și volumul lemnos. Având în vedere produsele din masa lemnoasă pe care le realiza și încă le realizează orașul Caransebeș. Cabana turistică de la Coronii a fost înființată și aprobată de minister pentru ca studenții de la ECTS, de la turism, să facă activitatea practică. Studenții, la sfârșit de săptămână, câte 3-4, să facă grupuri care să se deplaseze la Coronii, iar studenții să învețe cum să organizeze o excursie,
cum se organizează programul în această cabană, cu seri distractive, trasee turistice, în ce a fost transformat? Da? Într-o reședință de mare pentru conducere, care personalul mergea la Coronin ca să-i semneze actele și alte activități, numai cu studenții nu. Cum au fost sprijiniți studenții pentru promovarea universității în liceile din județ? Prin acțiuni culturale, prin spectacole organizate de ansamblu folcloric, care l-am avut. O altă problemă la care a trebuit să dau rămâri a fost demolarea casei de cultură a studenților. Am primit de la primărie teatru de vară pentru activitatea casei de cultură a studenților. Și am încheiat contract cu primăria și casa de cultură a studenților în așa fel încât să ne putem desfășura activitățile noi, cei de la universitate, cât și studenții. Deoarece Casa de Cultură a Studenților era finanțată de partea din Ministerul Tineretului. Și am renovat acest amfiteatru unde s-au ținut și spectacole. Dacă doriți să vedeți cum arăta acest teatru de vară, îl găsiți la directorul administrativ de la universitate în birou, afișat pe perete, sau îl vedeți la intrare, era, nu mai știu, la intrare există acolo unde se arată un aparat, unde arată imagini cum arăta acest teatru. La o vizită a doamnei ministru Andronescu, mi s-a propus să închid, să acopere acest teatru de vară, pentru ca studenții să poată să facă practică în acțiuni culturale, de spectacole, și în timpul rece, când plouă, iarna, primăvara, toamna, nu vara, când studenții sunt în sesiune sau sunt în vacanță, sunt pe la Costinești. Și sigur,